Încercăm să începem. Vă rugăm să intrați toți în sală și să ocupați locurile. Avem un anunț important de făcut înainte de cea de-a doua sesiune. Am hotărât cu Comitetul Bisericii că la fiecare început de sesiune să ridicăm pe cei care sunt musafiri în picioare, să-i vedem. A fost o glumă, dar chiar vrem să vă rugăm pe cei care ne sunteți musafiri să vă ridicați în picioare și o să vedeți de ce. În afara Aradului, cei care nu sunt din Arad, vă rog să vă ridicați în picioare. Dacă mai sunt pe coridor, îi vedem și pe cei de pe coridor, la final. Mulțumesc! Ocupați locul, pentru că vreau să vă mai arăt pe cineva, un om de la Metanoia. Dănuț aici cu mine, în față. Uite, acum își ascunde paharele, că e cu două pahare în mâini. Vă rog, după ce se termină sesiunea a doua, să vă întâlniți cu Dănuț aici, în zona asta, și el vă va spune ce aveți de făcut. Vă mulțumesc! Ascultați-l, e unul din prezbiterii bisericii și vă va face bine. Mulțumesc! Beni! Mulțumim de cafea, de povești și de biscuiți pe care i-ați mâncat, i-am mâncat gulii, da? Înainte să sar la lecția de zi pentru cei din Metanoia, aș mai rămâne un pic la mijloc. Chemarea împărăției. Trec din nou prin revistă, prin secțiunile cărții, împăratul și împărăția lui, Evanghelia împărăției, capitolul 5-7, puterea împărăției, misiunea împărăției, am vorbit în prima sesiune din ea, și avem chemarea împărăției, urmând ca după masă să vorbim despre tainele și temeria și poarta împărăției. În misiunea împărăției am spus câteva principii, vă aduc doar aminte de câteva dintre ele. În primul rând, nu uitați secerișurile al Domnului, nu limita secerișul la resursele tale. Mai degrabă spune-i Domnului că te bucuri de secerișul lui, că n-ai resurse suficiente, dar că te-ai bucura să vezi secerișul făcut, da? Grânele secerate și adunate în hambar. E treaba lui să scoate lucrători la secerișul lui, de aceea începe să te rogi pentru ceea ce vezi. În primul rând, formează-ți ochii să vezi nevoile, să te ridici un pic dincolo de limitele tale înguste. În al doilea rând, de pildă, m-aș bucura să vin într-o biserică cum e Metanoia, să vedem ce planuri au pentru Arad. Well, e mult prea mult deodată, dar eu cred că putem gândi în felul acesta. Roagă pe Domnul secerișul să scoate lucrătorul la secerișul lui. Nu uitați rugăciunea, ia poverile de pe inima lui și le mută pe inima ta. Dar nu uita, când încerci să te rogi, pregătește-te să primești o chemare. Și aici se blochează problema. Ești atât de îndrăgostit de lucrurile care le ai în mână și atât de limitat de propriile tale resurse, încât nu îndrăznești să începi să te rogi, pentru că știi că Dumnezeu, când te rogi, îți va da ceva de lucru. Asta a blocat și în comitetul nostru lucrurile. Eram toți preocupați ca să mai ne putem bucura de lucruri nefăcute încă din împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu va mobiliza în primul rând resursele celor care, văzând nevoia, au început să se roage pentru ea. Și al patrulea rând, dacă Dumnezeu se întâmplă să te cheme, nu uita, El niciodată nu te trimite într-o lucrare fără resurse. Lucrarea fiind a Lui, El este mult mai interesat decât oricare dintre noi ca să se facă lucrarea respectivă. Și de aceea Dumnezeu îți va da resursele necesare pentru lucrarea Lui. Acum, ca să poți fi chemat în împărăția Lui sau în misiunea împărăției Lui, mai întâi trebuie să accepți chemarea împărăției Lui, capitolul 11 și 12. Eu nu o să mă ating decât de capitolul 11 în dimineața aceasta. Nu cred că avem timp de celelalte.
Este o cântare, nu știu dacă voi o știți, nemărginitați milă, Doamne, oare poți ierta? Marea și adânca în vină și păcatul am uitat, da? Iisuse, vin, la tine vin, așa cum sunt la tine vin, așa cum sunt azi vin. Vă las pe voi să o cântați mai departe. Dar chemarea împărăției, o zis din gura împăratului, poate ar trebui să spunem chemarea împăratului, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Interesant, ești trudit și împovărat și odihnirea se face luând un jug în plus pe gât. Asta este ciudățenia împărăției lui Dumnezeu. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, dar învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. S-ar prea putea ca poverile și împovărarea asta și truda pe care o am din pricina faptului că am juguri străine pe gât. Domnul Iisus spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și eu vă voi da odihnă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Uitați-vă la capitolul 11 și la tablourile din capitolul 11. Am îndoiala lui Ioan. Am discutat despre ea ieri, un pic, tu ești acela care trebuie să vină? Delegația trimisă de Ioan îl întreabă pe Domnul Iisus. Imediat după ce pleacă ei, Domnul Iisus începe să vorbească extrem de elogios despre Ioan Botezătorul. Și ați ieșit să vedeți în pustie. Apoi, el se întoarce spre poporul din jurul lui și mustră cetățile necredincioase. Horazime, Betsaido, Capernaum. Cetățile în care s-au făcut cele mai multe minuni, Domnul Iisus vine și le mustră și pe urmă se întoarce și rostește o rugăciune și apoi se întoarce înapoi să cheme la el. Este chemarea Domnului Iisus a împăratului, textul care tocmai l-am citit. Lasă-mi voi să iau să pliez una peste alta extremele acestui capitol. De pildă, dacă plec de la versetul, capitolul 3, versetul 1, capitolul 11, versetul 3, aici am îndoiala lui Ioan. După ce ai sprăvit de învățat, capitolul 11, versetul 1 la 6, ai sprăvit de învățat, de dat învățătură la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovădească în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Iisus, lui Hristos, și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus i-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți sau ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ioan, ferice de tine dacă nu voi fi pentru tine un prilej de potignire, dar Domnul Iisus deschide lucrul acesta pentru toți. Întrebarea lui Ioan, spuneam și ieri, nu era doar a lui, era întregului Israel, pentru că ați văzut că în aer pluteau așteptarea mesianică. Și am văzut ieri unde și are originea, în promisiunea Domnului din Genesa 3 cu 15. Dar întrebarea este ce așteptau ei de fapt? Pentru că dacă aștepți altceva decât a venit Iisus să-ți aducă, te vei pomeni cu buzele umflate. Țineți minte pe tânărul din grupul nostru care a zis, de un an de zile vin la biserică în fiecare lună cu familia mea. Și eu așteptam ca Dumnezeu să facă ceva pentru mine. Și uite că m-a lăsat într-o garsonieră cu doi copii mici. Și s-au și zblocat complet în situația asta. Și era negru la față. Până seara s-a descresit fruntea și ieri l-am văzut, joi l-am văzut zâmbind la grup și a zis să-s mai bine. Dar de foarte multe ori se întâmplă că așteptările noastre și oferta lui Hristos treacă una pe lângă alta, să nu se întâlnească. Israel a așteptat o eliberare din robia politică. Asta era oful lui Ioan. Dacă Irod l-a aruncat în temniță, deci a venit Hristos să-l mântuiască de acolo, da?
așteptau eliberare din robia politică. Ori cauza acestei robii era o robie mult mai mare. Era robia păcatului. Dacă citiți Vechiul Testament, întotdeauna din pricina ascultării lui Dumnezeu au fost toate invaziile, toți străinii care au venit împotriva poporului său, babilonienii, asirienii, romanii, toți ăștia erau unelte în mâna lui Dumnezeu din pricina neascultării poporului său. Uitați-vă la afirmația cadru pe care o răstește Domnul Iisus în sinagoga din Nazaret când își începe lucrarea. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris. Poate că, citind versetul acesta, ne-am putea legitima obiceiul de a deschide la întâmplare Biblia. Doar că dacă ați fost în Israel și cunoașteți obiceiurile lor, între Paște și Rusalii, în orice sinagogă, oriunde sunt nouă bărbați adunați, se citește Tora. Și Tora nu se citește la întâmplare, unde o deschis. Eram într-o sinagogă în vremea respectivă, sinagoga internațională, și rabinul a venit, s-a deschis Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor, sinagoga, este un dulap în care este sulul Torei. A venit cineva care avea cheia, era ușier, și a deschis Sfânta Sfintelor și a deschis dulapul respectiv, a scos sulul Torei, niște suluri imense, le-a pus pe umăr și a trecut cu el prin sinagogă. Toți bărbații s-au ridicat și au pus pe cap șalul de rugăciune și cu ciucurile de la capătul șalului au atins Tora și au sărutat-o. Femeile a stat jos în banca lor. Și noi, neamurile, eram sus în balcon. După ce a făcut turul sinagogii, s-a dus și l-a pus să avea o masă, în loc de avea o masă mare pe care se încapă Tora. Doi bătrâni stăteau în capul mesei, fiecare având Tora într-o formă de carte. Și bărbații din sinagogă, de la 12 ani în sus, după mare mitzvah sau 13 ani în sus, puteai să faci lucrul acesta. Veneau pe rând și aveau un bețigaș, nu era voie să atingă fila Torei, dar urmăreau și citeau. Trebuia să citești cont de inflexiunea vocii Tora. Și bătrânii de la capătul mesei urmăreau exact unde s-a ajuns. Acum, dacă ritualul acesta nu s-a schimbat prea mult, i s-a dat cartea prorocului Isaia, probabil că erau nu în Tora, ci erau în Isaia. Și când a deschis-o, spune textul nostru, a dat peste locul în care este scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să temăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat înapoi îngrijitorului și a sărut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Întrebarea este de ce. Domnul Iisus le spune în versetul următor, atunci a început să le spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Textul din Isaia este capitolul 61, primele trei versete. Și când citești în paralel, înțelegi imediat nedumerirea celor din sinagogă. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune sau să vestesc Evanghelia celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și Iisus s-a oprit, a închis cartea și a ajuns jos. Cei din sinagogă cunoșteau textul. Și surprinși că nu citește cel puțin până la punct fraza, s-au uitat toți la el. Și Domnul Iisus a zis, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi citit mai departe fraza și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru? Și să zică după aceea, astăzi, dragii mei, ar fi trebuit să caște tavanul și mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva lor. Dar el a venit să ia asupra lui ziua de răzbunare a Domnului ca nouă să ne lase anul de îndurare. Ăsta este rostul venirii Domnului Iisus. A venit, dragii mei, în momentul în care se rupe pecetea a șasea din Apocalipsa
Și toate semnele scatologice apar și apare mielul și împărații pământului strigă îngroziți, cine poate sta în picioare în fața mâniei mielului? Te aștepta ca mânia lui Dumnezeu și a mielului să reverse peste toată planeta, bogați și săraci, capitan, oameni slobozi, robi, toți cei care practic tot pământul. În ziua Domnului, Domnul vizitează pământul și trebuie să facă două lucruri, să pedepsească cei de pedepsiți, să mântuiască cei de mântuit. Observați exact cele două lucruri aveți în textul nostru. Dar Domnul Iisus nu citește ultima parte. Zice, de data asta Dumnezeu vizitează pământul să mântuiască cei de mântuit, nu să pedepsească cei de pedepsit. N-a venit să judec lumea, ci lumea să fie mântuită prin mine, a spus Domnul Iisus în Ioan. Ioane, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Ce așteptau evrei? Mânia lui Dumnezeu să termine cu robanii, să-i alunge afară, să pornească războiul împotriva lor, să biruiască. Dragii mei, nu Dumnezeu intră în planurile noastre, ci noi trebuie să intrăm în planurile Lui. Nu Dumnezeu intră în planurile noastre. Ascultați rugăciunile noastre în general. Veți vedea că de obicei L-am invitat pe Dumnezeu. Noi suntem în centrul cercului să graviteze în jurul nostru. Nu uitați. Noi intrăm în planurile Lui, nu intrăm în planurile noastre. Dacă aștepți ceea ce Dumnezeu n-a promis prin Scripturi, vei trece pe lângă ceasul astral al omenirii urmat de propriile, să orbi de propriile tale așteptări. Cu alte cuvinte, când vii la Dumnezeu, trebuie să faci un lucru, să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea și să-L urmezi. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Petru poate ne dă cea mai bună ilustrație. Când Domnul Iisus a început să le vorbească despre faptul că trebuie să meargă, sufere, să moară la Ierusalim, Petru ia deoparte, zice, să ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva, vom discuta despre asta mai târziu. Domnul Iisus se uită în ochii lui și spune, înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de potignire pentru mine. Ce-a făcut Petru? Petru nu s-a lepădat de el însuși. Nu uitați ce s-a întâmplat în Eden. Oamenii am întins la incitarea șarpelui mâna și am luat din mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău. Asta e pomul cunoștinței binelui și răului. În loc să lasă seama lui Dumnezeu lucrul acesta, mi-am arogat acest drept să hotărăsc eu ce-i bine și ce-i rău. Și de aceea l-aș pune pe Dumnezeu să facă ce cred eu că este bine. Nu ce crede el că este bine. Ori, dacă așteptările mele nu se potrivesc cu planurile lui, cu promisiunile lui, cu oferta lui, trecem unul lângă celălalt și de aici apar frustrările noastre și aici de aceea trântim lucrurile de pământ. Nu uitați, dacă veniți în chilia lui Ioan care și aștepta decapitarea, îndoiala naște necredință. Necredința mă obligă la respingerea celui în care nu mai cred. Da? Și respingerea aduce judecata și pedeapsa peste mine. Pentru că fără el n-am absolut nimica. Ori de câte ori, în relația cu semenul tău, apare îndoiala în sufletul tău. Dacă nu o rezolvi la vreme, mergând la el și punându-i o simplă întrebare, uite-te ce văd, e adevărat lucrul acesta? Dacă nu faci pasul acesta, îndoiala aceea nu stă degeaba, ea lucrează în tine. Și îndoiala duce la neîncredere, eu am zis necredință, la neîncredere în el. Neîncrederea te va face să te distanțezi de el. Și să începi să judeci, aducând judecata peste tine în ultima instanță. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat în trupul Lui și ca trupul să poată funcționa în armonie, trebuie să existe vorbire de bine, trebuie să existe relații limpezi între noi. Interesant că plin de Duhul Sfânt și vorbit de bine este mai întâi vorbit de bine important într-o lucrare. Alegeți de voi 7 bărbați, vorbiți de bine și plin de Duhul Sfânt. Da? Că dacă nu există vorbire de bine, poate fi tot Duhul lui Dumnezeu în mine. Canalul este complet închis, slujirea mea nu are absolut nicio valoare. Absolut nicio valoare. Dar de unde vine vorbirea de rău? De acolo, din văd ceva, nu înțeleg. În loc să pun o întrebare, să clarific, 5 minute mă costă, să clarific, se om pe om pe cuvânt, da. Eu în mintea mea adun în bagajele mele toate lucrurile astea. De aici vine neîncrederea, respingerea și vine judecata și moartea.
ferice Ioane de cel pentru care nu voi fi o pricină de potignire. Du-te la Domnul Iisus și pune o întrebare și eu am face lucrul acesta. Și eu cred că cunoștea destulă Scriptură ca să priceapă răspunsul Domnului Iisus Hristos. Dar ce-a venit Domnul Iisus să aducă? Ce așteptăm noi? Treaba noastră, te las pe tine să vezi ce ai în suflet și ce așteptări ai de la El. Ce-a venit El să aducă? Odihnă. A venit să aducă odihnă. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Asta am venit să aduc. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Odihnă. Ce-o fi aia? Odihnă. Odihnă. Nu cred că e vorba de un pui de somn aici. Chit că nici aia nu strică. Ilie, stai și dormi. Da? Mai dormi Ilie. Ia mai dormi Ilie până când o ieși din ea. Și am venit state multe după un periplu de până toate statele până în Canada sus. Am venit acasă și am dormit. Să iasă din mine toată oboseala. Am dormit. Dar dacă mă gândesc la odihnă, mi-aduc aminte de creație. Sunt 6 zile în care Dumnezeu lucrează și creează universul. În ziua 7-a s-a odihnit. În ziua 8-a omul a pierdut odihnă. E adevărat? Mă, ziua 8-a este figurativ, nu știu câte zile a fost. Dar în mod evident omul a pierdut odihnă. Ce a pierdut omul? Relația cu Dumnezeu. Poate că dacă mi-ați dat un paraf, fost mai frumos în cameră să dea apă, dar pe mine nu mă deranjează dacă ceilalți nu se potignesc. Dacă mă gândesc la odihnă în Vechiul Testament, nu secretarea de vină ea m-a întrebat, eu sunt de vină, am zis că și tu să beau și din sticlă. Sărbătoria din Vechiul Testament este poate cea mai bună aproximare a odihnei. De ce? Caharurile, astea sărbătorile din Vechiul Testament, înseamnă să bei și să mănânci, de-aia am luat și o sticla, în prezența Domnului. Acum trebuie să mușc și din măr una, să vă fac poftă. Asta însemna, în prezența Domnului, să bei și să mănânci. Evreii veneau la sărbătorile lor și mâncau și beau în prezența Domnului. Erau cu adunări sfinte, erau toți împreună. Uitați-vă la capitolul sărbătorilor din Levitic 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Uitați-vă la momentele de odihnă, am zis, cea mai bună aproximare a odihnei, nu este odihna reală. Dar astea erau sărbătorile Domnului, aveau sărbători săptămânale, aveau sărbători anuale, aveau sărbători la 7 ani și aveau sărbători la 7 ori 7 ani. M-am tot gândit, de ce-o fi rânduit Dumnezeu sărbătorile în felul acesta? Dacă le adun pe toate, erau cam 2 luni pe an. Dacă le pui la oaltă, cu săptămânile, cu zilele, cu jertfele, cu tot ce trebuie să aduci. 2 săptămâni pe an, Dumnezeu invita din treaba lor, de pildă, 6 zile să lucrezi, să faci lucruri tău, ziua 7 să odihnești. Dar odihna era în prezența Domnului. Domnul să-ți fie desfătarea. Fiți va da tot ce se dorește inima. Pe urmă aveai Paștele, sărbătoarea azimilor, sărbătoarea corturilor, da, anul nou, da, era sărbătoarea cinzecimii, anul nou, sărbătoarea sau praznicul corturilor, ziua ispășirii, corturile, anul sabatic și jubileul. Astea erau sărbătorile lor. Acestea sunt sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuită de foc, ardere de tot, darul de mâncare, jertfe de vin, jertfe de băutură, fiecare la ziua hotărâtă. Se vede, da? Ce creație extraordinară, nu-i așa? Este creația lui Dumnezeu, este o spirală. Asta este o creație omenească. Ce e asta? O scară spirală, nu? O scară spirală. Acum, imaginați-vă sărbătorile așezate pe scara aceasta. Sărbătorile săptămânale erau un cercul imediat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vine sabatul. Pe urmă, dacă te ridicai la sărbătorile anuale, trebuia să urci un pic pe scara asta, pe spirala ei, la sărbătorile la 7 ani, erai și mai sus, la 7 ori 7 ani, erai undeva în vârful scării, pentru că puține evrei sărbătoreau de 2 ori în viață. Jubileul.
Ei nu l-au sărbătorit niciodată. Nu l-au sărbătorit, na, să dăm pământurile înapoi. Domnul nu știe. Asta n-au vrut să dea drumul din mâini, spun rabinii, și n-au sărbătorit jubileul niciodată. Dar dacă gândesc sărbătoare ca cea mai bună aproximare a ceea ce am pierdut în Eden, pentru că mâncam și beam în prezența Domnului, dragii mei, sărbători erau chemările lui Dumnezeu la odihnă. Dar interesant că te chema la odihnă tot a șaptea zi, nu știu de câte ori pe an, odată la șapte ani, odată la șapte ani, ori știindu-L pe Dumnezeu, eu cred că nu făcea altceva decât să te facă să te întrebi. Următoare? Cu alte cuvinte, știți ce a făcut Dumnezeu? A încercat să-i obișnuiască pe evrei cu odihna pe care i-au pierdut-o și era singurul popor care avea cea mai bună aproximare. De ce? Pentru că Domnul locuia în templu sau în cortul întâlnirii. Slava Domnului a coborât în mijlocul lor. Dar spirala sărbătorilor nu este decât o invitație la odihnă. O invitație să guși din ce în ce mai mult. Pentru că odată la zi trece repede, da? Mai ales că nu ți-ai luat mintea de la sabat. Eram în Ierusalim și era o zi de sabat și mă plimbam împreună cu prietenii prin oraș. Și acolo în fiecare dimineață ziarele care apar au sus în header când răsare și când apune soarele. Pentru că sabatul ține de la apusul până la apusul soarelui. Dragii mei, spre surprinderea mea, în secunda în care au apus soarele, pam, s-au prins lumile în toate prăvăliile. S-au tras perderele, s-au deschis ușile, a început muzica și a început comerțul. Am zis, incredibil, unde ar fi fost ăștia cu 5 minute înainte? Cu un ceas înainte stăteau, se uitau la... Să nu piardă un minut de afaceri. Vechiul Testament spune... Te gândești la efa ta și la când va trece sabatul ca să micșorăm efa, ca să facem mai mulți bani, ca să, practic, și aia ai pierdut-o. Dar îți dădea câteva sărbători de-a lungul anului la care trebuia să te oprești, că altfel trebuia să mori. Pe urmă îți dădea un an de sărbătoare în care nu lucrai pământurile. Un an de sărbătoare. De Luandru, când l-ai avut ultima dată? N-ai avut așa ceva. N-ai apucat 49, dar a șaptelea. L-ai apucat a șaptelea. Dar apoi noi în loc de an sabatic avem îngrășăminte chimice. Așa că nu ne trebuie anul sabatic. Și pe urmă vine jubileul în care vei doi ani sabatici pus la oaltă. Imagine să trândăvești doi ani. Să nu semeni pământul, țara agricolă din astea treia. Oare care era rostul acestor lucruri? Acum, acestea erau sărbătorile Domnului pentru noi. Oare care sunt sărbătorile pentru ei? Care sunt sărbătorile Domnului pentru noi? Observați, Vechiul Testament și Noul Testament formează un întreg. Noul Testament este zidit pe Vechiul Testament. Noul Testament îți oferă împlinirile promisiunilor vechi testamentale. Lucrul acesta trebuie să fie adevărat și în ce privește odihna. Trebuie să fie adevărat în ce privește sărbătorile. De pildă, dacă iau sărbătorile lor și le iau ca o aproximare a odihnei, atunci sărbătorile nou-testamentale trebuie să fie împlinirea prefigurărilor celor din Vechiul Testament. Mă duc înapoi în Vechiul Testament și încep cu sabatul. Mai nou văd că există așa un fel de, aici sunt întrebările tale legate de lege, există un fel de reviriment în lumea baptistă, o întoarce înapoi la ținerea sabatului. Sunt pentecostali de ziua șaptea, acum sunt baptiști de ziua șaptea, sunt adventiști de ziua șaptea, pentru că nu știm ce să facem exact cu lucrurile astea, cum să citim Biblia. Dar sabatul nu ține de vechiul legământ, ci ține de creație. Și asta este un prim contraargument. Chiar dacă am schimbat legămintele, sabatul nu se oprește doar la cele 10 porunci, ci sabatul începe în Eden, când Dumnezeu a lucrat șase zile, a șaptea zi s-a odihnit și omul a trebuit să se apuc, să se bucure de Dumnezeu în ziua respectivă. Dar ce este sabatul, de fapt, în restul istoriei, după alungarea din Eden? Este corect, dacă afirm, este amintirea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei.
Am greșit definiția? Amintirea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei. Este cumva sabatul odihna pe care am pierdut-o? Nu. Este o aproximare. Mă opresc din lucrul meu, mă întorc spre Dumnezeu, încerc să-mi fac desfătarea din el. Am fost într-o zi de sabat, într-o seară, într-o noapte de sabat în sinagogă. Și interesant, sinagoga este Betsefer într-un fel, casa cărții, era o bibliotecă în jurul pereților, erau mese mari. În momentul în care noi am intrat, unul era culcat pe o masă și medita probabil, alții discutau într-un colț, era noaptea târziu și își petreceau noaptea de sabat în felul acesta. Foarte fain, noi nu mai facem. Dar indiferent ce ai face, ne ajunge la ce ai pierdut. Este doar 666, niciodată 7. Niciodată 7. Este amintirea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei. Ce e odihna? Odihna este o relație cu Dumnezeu care nu este perturbată de păcat, obturată de păcat. Când drumurile sunt complet deschise, când văd fața Domnului, când pot cădea în brațele Lui, ca și Absalom în brațele Lui David. Da. Cum se ajunge la odihnă? V-ați mai întâlnit cu el, nu? Era o zi, o sărbătoare, care e cea mai importantă. Practic, Epistola către Evrei este construită pe Yom Kippur, pe ziua ispășirii. Și în ziua ispășirii, marele preot făcea un gest interesant. Făcea ispășire pentru lucruri. Păcatele nu stau pe lucruri, decât în casa lui Dumnezeu. Marele preot, fiind garantul legământului, avea o placă pe frunte pe care scria Sfânt Domnului. Când eu veneam, Beniamin ben Elia, și mi-aduceam jertfa de ispășire la altar, sângele lua de pe mine păcatul pe care îl mărturiseam și el tăcea pe altar prin sânge, dar eu nu știam că, de fapt, placa asta de aur, Sfânt Domnul era magnetul pentru păcate. Cel care mă înlocuia în moarte nu era jertfa, era necinstit din partea lui Dumnezeu să dea un om pe un animal sau un animal pe un om. Este o tranzacție ilegală, într-un fel, în ochii celui care e drept. Da. Nu putea muri altcineva în locul meu și mai ales un biet miel în locul meu. Și de aceea marele preot mă înlocuia în moarte. Lucrul acesta îl știi și îl înțelegi bine în toată istoria cetăților de scăpare. Dar odată pe an, după ce sângele jertfei de ispășire adusă de popor era adusă în Sfânta Sfintelor, el era singur în templu sau în cor și făcea ispășire pentru toate lucrurile pe care sângele le atinsese în anul ispășitor precedent. Practic aduna păcatele mărturisite, venea la țapul pentru Azazel, care asistase ca proemisario, asistase la tot ce se întâmplase în ziua respectivă, punea în două mâinile peste el, citea toate păcatele lui Israel, în sens figurativ, simbolic, și țapul acesta era dus în pustie de un om curat, într-un loc din care să nu se poate întoarce. În Ierusalim era aruncat într-o prăpastie. Da? Țapul pentru Azazel. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să fiți curățiți. Veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Dragii mei, dacă Domnul nu mă iartă, poate să mă ierte oricine. În ultima instanță, toate păcatele sunt mai întâi împotriva cerului și apoi împotriva semenilor noștri. Dar în ziua aceea veți fi curați de toate, curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă sfințiți sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. Observați, cea mai bună aproximare a odihnei era ziua ispășirii. Era una din aceste sărbători. Problema era că acest sabat sau această odihnă nu era nici ea desăvârșită. De unde știu? Se repeta în fiecare an. Nu? Se repeta în fiecare an. Evrei, capitolul 10, versetul 5. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți, adică potriviți pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, pentru a se odihni în brațele Lui, desăvârșiți pe cei ce se apropie altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea minte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe.
căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi, rămâne dar odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? La umbra crucii Fiului Său, care a fost dat la junghiere înainte de întemeierea lumii. Dacă n-ar fi fost jertfa și soluția, Dumnezeu n-ar fi dat drumul istoriei. Cu alte cuvinte, mai întâi a fost soluția, după care a apărut problema. Evrei, capitolul 4, versetul 11, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de ascultare. Spuneam că sabatul ține de creație și este amintirea unei odihne pierdute în nădejdea regăsirii ei. Dar dacă mă mut un pic mai sus pe spirală, la sărbătorile anuale, dragii mei, toate sărbătorile anuale comemorau ieșirea din Egipt în așteptarea adevăratului exod, adus nu de Moise, ci de Mesia. A exodului și a odihnei pe care Iosua n-a putut să-l da, nici după ce au trecut Iordanul. Deși se întorseseră din robie, cei din vremea Domnului Iisus Hristos se întorseseră de aproape 500 de ani. Ei știau și toată literatura intertestamentală scoate în evidență lucrul acesta. Ei știau că exilul nu s-a sfârșit, erau sub ocupație străină, profețiile Vechiului Testament erau neîmplinite. Și de aici venea neodihna lor. Dacă o imaginați-l pe Domnul Iisus, dacă într-adevăr El este Mesia, El este acel proroc ca Moise, care vine și spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihna aceasta pe care o așteptați și pe care încă n-ați găsit-o. Deși iudeii așteptau eliberarea de sub cotropia străină sau ocupația străină și împlinirea promisiunilor, sau iudeii asta așteptau, împlinirea promisiunilor profeților Vechiului Testament, Domnul Iisus Hristos se uită în ochii lor și le spune, voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți că eu sunt. Veți muri în păcatele voastre. Indiferent câte schimbări politice s-ar face, dacă lucrul acesta nu se rezolvă, odihnă în prezența lui Dumnezeu nu există. Nu există. Era nevoie de o eliberare mult mai mare decât de sub roman, de o eliberare din robia păcatului. Din pricina păcatului, Iosua nu le-a putut da odihna pe care o pierduseră în Eden. Citiți, vă rog, istoria. Veți vedea semințele semănate în vremea lui Iosua, care devin copacii moștrei în vremea judecătorilor. Au ajuns la rodire. Au uitat. Doar o generație mai târziu tot ce a făcut Domnul pentru ei. Deci sărbătorile anuale comemorau o eliberare din robie în nădejdea unei eliberări mult, mult mai mari. Atunci când se termina Paștele și la ora 12 Mesia nu sosise, evreii se ridicau de la masă și plecau zicând la anul în Ierusalim. Pentru că profeția lui Isaia vorbeau despre un Ierusalim care va fi înălțat între popoare, neamurile vor veni la anul în Ierusalim. Observați, încă un an, în așteptarea lui Mesia, probabil că de atunci tot asta spun. Spuneam că sărbătoarea ispășirii era poate cea mai bună aproximare odihnei. Ritualul ispășirii păcatelor în nădejdea adevăratei ispășiri care trebuia făcută. De ce nu era suficientă? Pentru că la anul se repeta. Cum? Nu a fost suficient? Nu. Adevărata ispășire cerea un mare preot mai bun, o jertfă mai bună, într-un templu care nu-i făcut de mână omenească, care să aducă curățirea păcatelor, nu în conștiința mea, eu plecam acasă iertat, Beniamin Beneria, dacă prin credință aduceam jertfa, dar păcatele mele este adunate înaintea lui Dumnezeu. O curățire desăvârșită, mai bună și adevărată odihnă. Intrarea liberă în prezența lui Dumnezeu.
în adevăr legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, acum ce să înțeleg de ce odihna aceea era nedesăvârșită, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie, altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin ritualul acesta al ispășirii, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor păcatele. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfe, nici prinoase. Mie mi-a fost de ajuns, lui Dumnezeu nu. Tot Vechiul Testament este o umbră, nu este realitatea. Tu n-ai voit nici jertfe, nici prinoase, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia la Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Și în paranteză scrie lucruri aduse după poruncile lui Dumnezeu, după lege. Da. Acum, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeule. Și uitați-vă la ce urmează. El desfințează pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. El desfințează pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Când Domnul Iisus Hristos spune, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Asta era întrebarea. Nicu, nu știu exact în ce alți termeni îi pune-o. Cineva strica una din cele mai mici, va fi cel mai mic, cineva da, le va împlini, va fi mare în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce vrea să spune el? N-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. În romanii aveți cuvântul lege sau termenul lege cu patru sensuri. Una dintre ele este în Roman capitolul 3, în care spune, prin credință desfințăm noi legea. Ce ferească Dumnezeu? Noi întărim legea. Cu alte cuvinte, prin credință, ascultarea de Dumnezeu devine superfluă, necesară. Ferească Dumnezeu. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Cu alte cuvinte, norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea. Copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, nu poți zice, eu sunt har, eu n-am nimica, pe mine nu mă afectează, oricum tot pe masă cad. Dar dacă cineva a păcătuit, trebuie să-ți rezolvi păcatul ca în Vechiul Testament, doar că te-ai mutat într-un alt legământ. Ai mare preot și ai jertfă de ispășire, trebuie să apelezi la cele două. Fără cele două nu este iertare. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate nemărturisite, acoperite de teologia noastră strâmbă, a, Dumnezeu mă iubește, eu sunt în relație cu copilul, nu sunt fiul din flori, a, mințim și nu trăim adevărul. Dacă ne mărturisim păcatele, sau dacă umblăm în lumină după cum el însuși este în lumină, și asta înseamnă a umbla în lumină, a mărturisi păcatul, a pune pe frunte, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Răzumim, Scriptura este foarte, foarte clară. Păcatul ridică un zid de spărțire între mine și Dumnezeu. Păcatul înșală, în fășoarele sne și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte Dumnezeu cel viu. Matei 18 vorbește despre pericolul acesta al despărțirii de Hristos, al ieșirii din împărăția lui Dumnezeu. Deci versetul 9 spune, iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeu, el desfințează pe cele din tâi. Ce desfințează Domnul Iisus? Dragii mei, desfințează întregul vechi legământ, cu decalog, cu tot ce este acolo. Legea este expresia caracterului Dumnezeu. Legământul este cadrul care permite unui om păcătos să se apropie de Dumnezeu. Asta e diferența între cele două, sau testamentul. Testamentul, dumneavoastră că voi vorbi mai pe îndelete despre asta, conține promisiunile lui Dumnezeu pentru noi și el trebuia validat prin jertfa, prin moartea testamentarului a lui Dumnezeu însuși, ca să fie valabile aceste promisiuni, să putem intra în moștenirea noastră. Dar când zice el desfințează pe cele din tâi, tot Vechiul Testament devine bun de citit, de învățat,
din el, da? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, de folos să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Marea problemă care este împrinși la colț cu sabatul este porunca patra. Crezi în legea morală? Da, cred. De ce nu ții pe patra? Vă spun de la ea. Well, Decalogul, într-un fel, scris cu degetul lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu, e foarte greu să te lupți cu povestea asta. Dar dacă eu înțeleg relația între cele două legăminte în lumina afirmațiilor Domnului Iisus, El desfințează pe cele din tâi. De ce? Pentru că cele din tâi nu puteau să-ți ofere desăvârșirea celor de cugetul tău. Adică nu te puteau recompatibiliza cu cerul. N-aveai ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Te-ar fi mistuit focul sfințeniei lui. Vechiul legământ te-a lăsat în anticamera cerului. Indiferent cât de credincios ai fost, n-a putut face pentru tine totul, nu te-a putut duce până acasă. Te-a lăsat în anticamera cerului. Dragii, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne-au adus adevărata odihnă de sabat. De ce vom vedea duminică dimineață dacă ne va ajuta Domnul? Dar uitați-vă la versetul 25. Am adus în discuție povestea asta și ieri. Hristos Domnul nostru a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Fără de legile noastre sunt cauza morții lui și a înviat din pricină că am fost socotiți de prieniți. Pacea noastră cu Dumnezeu este cauza învierii lui Hristos. Învierea este un efect. Cu alte cuvinte, învierea lui Hristos este declarația lui Dumnezeu că jertfa a fost acceptată, că eu mă pot întoarce acasă, că de acum n-am o aproximare a odihnei, acum pot intra în odihna mea într-o relație neobturată cu Dumnezeu. Uitați-vă la Evrei, capitolul 10, de la 19 la 23, aveți chintesența, concluzia autorului cărții. Avem intrare, slobodă, liber la Tatăl, în locul preasfânt. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăiri la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Sau să iau un alt text, rostit de Domnul Iisus, nimeni altcineva nu putea să rostească, ferice de cei săraci în duh, de cei care și-au întors buzunarele sufletului pe dos și recunosc că n-au cu ce plăti. Intrare în împărăția lui Dumnezeu, da? Pe cei ce-i săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și acum înțelegem despre ce-i vorba. Odihna nu este să-ți meargă bine în afaceri, să fii sănătos în trup, să ai copii care să reușesc la examene și se aranjează în societatea în care trăiești. Odihna este când rostești rugăciunea Tatăl nostru, să o faci zâmbind și să-L vezi pe Dumnezeu zâmbindu-ți. Să-L vezi cum își deschide mâna, brațele și te primește în Sfânta Sfintelor, în fața Lui, pe tronul Lui. Observați care este chemarea și poarta împărăției. În Efeseni, capitolul 2, versetul 19-20, zice așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cu cetățeni, cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cum am ajuns să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, să devenim într-un fel parte din familia lui Dumnezeu, cu îndrăzneala de a intra în prezența lui Dumnezeu? Versetul precedent spune că prin El, veniți la mine, prin El și unii și alții, avem intrare la Tatăl într-un duh. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși, va găsi pășune. Hoțul nu e decât să fure, să junghe, să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă din belșug. Care dintre noi putem refuza chemarea Lui? Citiți cu mine textul. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați
și eu vă voi da odihnă. Care jugul cu odihna? Am vorbit despre misiunea împărăției și observați secvențele din carte, nu sunt deloc întâmplătoare. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Începe prin a ruga pe Dumnezeu să scoate lucrătorul la secerișul lui. Dacă ești neodihnit, ești neodihnit pentru că ești prea preocupat cu purtarea jugului tău. Nu Dumnezeu ți l-a pus pe gât, tu ți l-ai luat. Ești cu ochii în deșertăciune acestei lumi, alergi de dimineața până seara. În loc să fii mai odihnit, ești tot mai trudit. Și simți că ceva nu e în ordine. El ți-a promis, caută mai întâi împărăția mea și neprienirea mea și eu îți dau pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Eu dau ploaie, nu-i așa? De Londru. Tu poți face ce vrei, asta nu poți aduce din cer. Și ai avut prea multe experiențe în care Dumnezeu, in the last minute, când ne-am plâns că va fi mai rău, a fost mai bine. An după an după an. Dovada este că suntem aici cu toții. Da? Dar eu încep să iau jugul lui asupra mea când încep să mă rog. Încep să-i spun, Doamne, știu că eu sunt mic, tu ești mare și eu am așa foarte prezbit, nu văd decât la o jumătate de pas înaintea ochilor mei. Te rog, ajută-mă, deschidem ochii să văd ce se întâmplă în jur. Nu avem nicio scuză, dragii mei. Aveți internetul la dispoziție, afară de faptul că vă faceți praf cu toată mizeria din el, ați putea vedea ce se întâmplă în lumea asta, câte dimensiuni are lucrarea lui Dumnezeu. Și nu vă rog să vă uitați la YouTube, la toate echipele de închinare care și-o întâlcă eu nemereu ca alta, inclusiv pe cea de-a noastră, dar și uitați-vă la cei în jurul nostru. 2. Rugăciunea va lua poverile de pe inima lui Dumnezeu și va pune pe inima ta și vei simți jugul apăsând un pic mai tare pe glumazul tău. Dar fii foarte atent când pornești în direcția asta, s-ar prea putea ca Dumnezeu să te trimită. Nu să faci lucruri mari, să ai un bar de apă în numele unui ucenic. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu este lucrare de echipă. Noi toți am vrea să avem lucrarea noastră. Dacă Dumnezeu te cheamă și îți dă o lucrare și dacă o limitezi la resursele tale, lucrarea ar fi degetarul care ești tu. Dar dacă e lucrarea lui Dumnezeu, vei simți cum poverile sunt infinit mai mari. Dumnezeu va crea echipa în jurul tău. Echipa în jurul tău. Țin minte când editura în care noi ne publicam cărțile, că de-aia am și înființat-o la Cluj, a fost preocupată mai mult cu formarea unei mașinării decât cu editarea cărților. Era o filozofie simplă. Domnule, dacă și pe hârtie de ziar informația ajunge în mâinile oamenilor, binevenită. Nu, au vrut să facă un brand, o editură. Și atunci a venit foarte repede momentul în care trebuie să ne despărțim. Și am rămas unul singur să fiu scriitor, editor, tipograf, să fiu la timp cărțile în... Știți ce a făcut Dumnezeu? De ani de zile a ridicat voluntari în jurul meu oameni care au dus lucrurile mai departe. Unul din lucrurile cele mai frumoase s-a întâmplat acum 2 ani. Marius Crucer venea o seară de tineri și venea o familie. Și noi ne-am întors în America, dar și ne-am pomenit cu ei în grup. Amândoi nebotezați, el cu probleme, cu băuturi, cu... Dar foarte tânăr, un scriitor cu 2 cărți publicate, foarte bine văzut, Gloria l-a făcut praf. Are nu știu câte facultăți, băiatul ăsta. La noi stând în grup, împreună cu soția lui, când familia era aproape, praf, se întoarce la Domnul. Se întoarce și nevastă, îți botezați deodată, cu toți copiii la biserică de 2 ani de zile. Și ăsta are un talent incredibil. Când avea mai mare nevoie de un editor, azi noi am văzut un om mâncând o carte cum o mănâncă el. Știți volumele, uitați-vă la Matei, Luca. Deci,
când mă uit în jur, la momentul potrivit, Dumnezeu întotdeauna este cerișul Lui. Eu am spus Domnului, dacă ai nevoie de El, treaba ta să faci lucrurile astea, că le pot face, eu fac ce pot și o fac cât de bine pot, dar restul trebuie să-L faci tu. Cred că în orice domeniu este la fel. Dacă e ceva vrednic să te aliniezi, să te înjuci cu cineva și poți da un par de apă, fă-o în numele Domnului și fă-o sistematic și bucură-te de aceeași răsplată. Dumnezeu va mobiliza, în primul rând, resursele acelea care, văzând nevoia, a început să se roage pentru ele. Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să ofere și resursele necesare. Cine va avea odihnă? Cel care va veni la Hristos și cel care... E jugul lui Hristos. Nu știu cum e jugul, acum sunt și jug de la pentru un cal care trage singur. De obicei jugul are două părți, nu-i așa, nu? Am și eu, cursul meu de la Arad, mi-a dus unul foarte fain, stă acolo sus pe perete. În a treia s-a căsătorit, ăsta a fost la nunta lor. Nu știau ce cer, ăsta a fost textul din care m-am cerut să predic. Da? Din textul din care m-am cerut să predic. Dar mi se pare interesant ultima parte. Vei găsi odihnă doar venind la Hristos și în jug alături de El. Când are să o știți? Da? O, unde e organistul? Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă El. Arând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbri numai sângerând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug. Căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțin au tras la jug. De-aia suntem biserici neodihnite și o lume neodihnită, dragii mei. Ea-i sarcină. Și și-o du alături și simt-o apăsând din greu, cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Ce frumos vers! Ia sarcina și du-o alături. Cum ai putea să zici, lasă, Doamne, fac eu singur tot, de tot ce are Dumnezeu? Săcerișul Lui este mult dincolo de puterile noastre. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul Lui de sus, nu după haina ce ai purnat-o, ci după sarcina ce ai dus. Ia crucea ta și mergi și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca El. Iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescul fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele ce-ți pui, ci după rănile îndurate sub crucea ta, sub crucea Lui. Ce incredibilă cântare! Dragii mei, eu nu vă cunosc. Nici n-am nimic, nici de luat, nici de dat. Dar dacă e adevărat că odihna vine doar dacă vii la Hristos, dacă tragi la juc cu El, e mare lucru să te uiți din când în când în mâinile tale, să te întrebi. La ce lucrezi de dimineața până seara? Nimeni nu poate răspunde în locul tău. Și nu la întâmplare am început cu voi face din voi pescari de oameni. E nevoie de radicală schimbare, nu de profesie, ci de perspectivă. C.S. Lewis spunea, lumea zilelor noastre nu are nevoie de mai mulți predicatori în amvoane. Țineți minte ce au zis prietenii mei de la Houston? Eu fac 90%, tu încearcă să faci pe celelalte 10%. Eu împac pe noria și tu împac ei pe păstori. De ce credeți că în America, poate nu aici, bisericii se rup în fiecare an? Cine nu încap unii de alții?
cei care au nevoie de amboane și de scaune și secretari de partid au fost problema și în biserica din Corint, nu în Oriași, eu sunt al lui Pavel. Astea au fost găselnițele la câțiva oameni din Corint și în felul ăsta și-au adunat partide în jurul lor și au rupt biserica lui Hristos. Au rupt biserica lui Hristos. Odihna ai, doar trebuie la juc cu el și el, cu limba de moarte, în rugăciunea sa de mare preot a zis, Tată, te rog pentru ei să fie una, cum suntem și noi una. Auzi, cum ar fi ca Dumnezeu ca dimineața să ne mutăm toți la Maranata? Acum asta este o autoinvitație din partea mea și nu se face lucrul acesta. Urât, eu niciodată nu plec într-un loc fără să fiu invitat. Dar vreo 2 sau 3 mi-ați spus de când sunt aici că vă las pe voi să depănați firul mai departe. Aștept întrebările voastre dacă sunt... Tot în Matei avem misiunea împărăției, ne-a prescris frumos. Ceea ce mă nedumerește pe mine este cum de un om ca și Iuda, care a fost între cei 12, a primit putere să propovădească Evanghelia și să scoată dragi, a văzut lucrarea Domnului Iisus, ajuns să-l vândă mai departe, Matei prezinte și lucrurile astea. Care e pericolul pentru noi? Putem să facem același lucru în ziua de azi? Dacă da, ce din ce e afișat pe ecran n-am ținut cont sau am evitat sau am dat cu piciorul sau n-am înțeles? Nu ce e pe ecran, ci ceea ce urmează pe ecranul următor. Pentru că în momentul în care intri, de pildă, pe poarta împărăției, vom vedea dialogul dintre Domnul Iisus și Petru. Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, și discuțiile din istorie legată de versetul acesta cu toată puterea pontificală și toată teologia legată de ea. Dar dacă întorc pagina, în capitolul 18 am umblarea pe calea împărăției și umblarea pe calea împărăției nu-i fără pericole. Capitolul 18 vorbește despre pericolul despărțirii de Hristos. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Capitolul 19 vorbește despre despărțirea în familie. Pentru că lucrurile se împut întotdeauna din plecând din familie. Familia fiind celor de bază a bisericii. Familii bolnave fac biserici bolnave. Problemele noastre nu sunt adunări, dragii mei, și în predici. Problemele noastre sunt relațiile cu nevestele și copiii noștri. Acolo sunt problemele noastre. Și dacă nu se vindecă, indiferent ce păstor va-ți aduce și ce programe ți inventa, biserica tot bolnavă rămâne. Și de aceea lucrurile trebuie să vindecate de acolo. Și Domnul Iisus Hristos, foarte interesant, între cele două există un fel de cumpăna apelor, este întrebarea lui Petru, dar oameni, de câte ori se vede pe fratele meu, de 7 ori? Domnul zice, dacă îți place să numeri, iată de 70 de ori câte 7 într-o zi. Imaginați-vă, ar exista divorțuri, despărțiri, certuri, dacă noi am aplicat povestea asta? Nu. Și atunci ceva se întâmplă când ajunge la astfel de disensiuni în care unul era cealaltul, ea hoiz și nu te mai poți vedea în ochii unii pe alții, înseamnă că n-am auzit bine ce a zis Domnul Iisus. Umblarea pe calea împărăției nu-i fără pericole. Nu-i fără. Cine crede că stă în picioare să ia seama la sine însuși să nu cadă. Vă pot duce prin toate cărțile Bibliei să vă spun că lucrul ăsta este adevărat. Da? Nu-i fără pericole. De aceea trebuie să umbli cu frică și cu tremur să duci mântuirea. Nu uitați, am vorbit despre nevoia de Hristos. Am nevoie de un Hristos mort, jertfă, și am nevoie de un Hristos viu, mare preot. Dacă n-aș avea un Hristos viu, mare preot, mântuirea mea n-ar putea fi desăvârșită. Ca să mă poată mântui în chip desăvârșit, el trebuie să trăiască pururea ca să mijlocească pentru mine. Mântuirea este un proces și trebuie să-l duc până la capăt cu ajutorul lui. Da. Dar partea mea rămâne partea mea, partea lui rămâne partea lui. Nu se confundă cele două lucruri. Deci, pericolul există.
nu doar pentru Iuda, și pentru Ioan Botezătorul, și pentru Petru, și pentru Pavel, și pentru oricine. Pericolul există. Punctul 2 este Evanghelia Împărăției. Da. Pare că se vine între Evanghelia Împărăției, Evanghelia Împărăției, Evanghelia Harului și Evanghelia Veșnică. Care, ce sunt? Nu știu. Poți să ne spui tu? Lasă-i microfonul ăla. Pavel spune doar atâta, Nicule, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Trebuia să-mi pui și întrebarea asta, Evanghelia lui Hristos. Și ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Evanghelia înseamnă veste bună și Domnul Iisus în afirmațiile cadru din sinagoga din Nazaret, El vine și îmi spune, am venit să vestesc un an de îndurare pentru că El a venit să ia asupra Lui. V-am spus că în momentul în care se rupe pecetea șasea, am așteptat ca mânia lui Dumnezeu să se reverse. Și Ioan, prin Duhul Sfânt, include paranteza pecetluirii din capitolul 7. Și asta este perioada aceea harului. Da? Har este un dar nemeritat. Și intru în împărăția lui Dumnezeu doar în baza unui har nemeritat. Nu prin meritele mele, ci prin meritele lui. De haina de nuntă, nu mi-o țes eu, nu mi-o cos eu, ci mi-o împrumută Hristos. Da? Dar nu știu, n-am făcut niciodată această, dau definiții la cele, am adăugat-o și pe patre, Evanghelia lui Hristos. În Evanghelia lui Hristos o fie Evanghelia Împărăției, Evanghelia Harului, Evanghelia. Este o singură Evanghelie. Oricine va aduce o altă Evanghelie să fie anatema. Galateni 1, de la versetul 6 la 10. Aș vrea să întreb Beli, dacă se poate, despre venirea Împărăției. În Matei 12 cu 28, Domnul Iisus spune că scoate afară dracii, mai puțin, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu a venit peste voi. Întrebarea mea este, de câte știu, au fost mai multe discuții legate de momentul venirii. Eu am unui libertate. Spune Elena. Venirii împărăției pe pământ. Se poate trage o concluzie a momentului când a venit împărăția lui Dumnezeu pe pământ, pentru că în Biblie sunt anumite referiri, unele se referă la lucrarea lui Dumnezeu și face o prezentare, lucrez cu degetul lui Dumnezeu, în Isaia se face referire la brațul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, s-au făcut analogii legate de degetul, brațul și trupul. Dar Elena, hai să pun o întrebare. Cum am putea defini în termeni cei mai generali împărăția lui Dumnezeu? Hai să o pun în termen, nu schimb decât foarte puține litere în expresie, împărățirea lui Dumnezeu. O definiție foarte simplă și foarte corectă. Da? Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde se face voia lui Dumnezeu. Când noi rostim rugăciunea Tatăl nostru și spunem sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, dacă o iau ca o poezie ebraică și au o paralism ebraic, atunci ce înseamnă vie împărăția ta? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci împărăția lui Dumnezeu este locul în care se face voia lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus spune, dacă eu scot dracii cu degetele lui Belzebul, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi sau în mijlocul vostru, în mod evident, în Hristos locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Păi să ai trupește toată plinătatea dumnezeirii prezentă pe pământ, ai împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Nu? Dar împărăția lui Dumnezeu te așteaptă și pe tine, și pe mine. Ori nu intră în împărăția lui Dumnezeu
făcând jumbușlucuri teologice sau ritualuri, așa zis creștine, ci împărăția lui Dumnezeu este locul în care se face voia lui Dumnezeu. Și atunci la asta sunt invitat. Sunt invitat să accept să mor împreună cu Hristos. De ce? Ca păcatele mele să fie șterse și Duhul lui Dumnezeu, care m-a dovedit vinovat în ce privește păcatul, să poată să-și pornească motoarele în viața mea și să încep să trăiesc în ascultare de Dumnezeu, acolo unde sunt. Acum, regula în împărăția lui Dumnezeu este aceasta, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Noi încă nu suntem eliberați de trupul acesta atins de păcat și de aceea textul continuă. Dar dacă cineva a păcătuit, nu are rost să intri în mișcare holinistă, să ai impresia că dacă ți se întâmplă nu știu ce, o să fie eliberat și nu o să mai păcătuiești niciodată, până mori nu va veni lucrul acesta. Trupul nostru este supus morții din pricina păcatului. Da? Duhul nostru este viu din pricina Duhului Dumnezeu, spune Pavel. Și de aceea, diferența între noi și Domnul Iisus este că El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Noi suntem ispitiți în toate lucrurile ca și El, poate, dar uneori cădem. Și atunci ne ridicăm și de-aia e foarte important, dacă vrei să rămâi în împărăția lui Dumnezeu, să stai în locul în care operează puterea lui Dumnezeu. Am spus deseori, nu există mântuire în afara bisericii. Și aici nu e vorba de Biserica Baptistă, Pentecostală sau Catolică, e vorba de relațiile acelea vii în care Duhul se arată prin onor spre folosul celuilalt. Dacă fratele tău vom vedea cât de important e să ai pe cineva în jurul tău, a căzut deodată vreo greșeală, voi creșteți duhovnicie, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, să nu fii spirit și tu. Cu alte cuvinte, pericolele, dragii mei, sunt pe calea împărăției. De ce? Pentru că noi ne aflăm pe terenul dușmanului. Fiul omului a venit să nimicească lucrările diavolului. Noi ne-am alăturat fiului omului și am intrat în conflict direct cu satana. Vă așteptați la premii și la aplauze? Hai să fim sănătoși și serioși, da? Nu te poți aștepta la premii și aplauze. Foarte mulți oameni vin la Hristos să li se rezolve problemele. Ce se întâmplă este, pe măsură ce vii la Hristos și mai aproape de Hristos, se mulțesc problemele. Da? Diavolul de târcoale, ca un leu, căutând pe cine să înghită. Pun această întrebare pentru că Domnul Iisus face afirmația că scoate dracii cu Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă în zilele noastre ne plângem sau remarcăm că nu se fac astfel de lucrări, putem spune, de fapt, că relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu este deficitară, ceea ce argumentează frații penticostali, și atunci ar trebui ca să ne orientăm în rugăciunea Tatăl nostru, de fapt, spre a chema Duhul Sfânt în viața noastră? Am crezut că scap de întrebarea asta. Dar dați să vă duc odihnăț. Nu un pic, uite aici vreau să vă duc. Dacă țineți minte înmulțirea pâinilor, că asta este o imagine foarte faină la care puteți reveni. L-am pe Iisus, în mâinile cui se înmulțește pâinea, deci El este vița. Pe urmă, am pe apostol care împart pâinile și am mulțimile care stau și mănâncă din pâinile împărțite. Sesizați etajele, da? Sau dacă vreți, grupările de oameni. Domnul Iisus Hristos, în capitolul 8 și 9, face toate aceste lucruri. Da? Asta nu înseamnă că vindeca pe toată lumea, pentru că Marcu, de pildă, capitolul 1, versetul 31, spune să mergem în altă parte. Cu toate că bolnavi erau grămadă la ușă. Putea să stea acolo luni de zile, trei ani de zile, să-i rezolve. El nu o face. El se duce mai departe. Pe urmă își trimite ucenicii și vedem că ucenicii sunt trimiși cu aceeași autoritate să facă exact aceleași lucrări. Și nu le spune, păi să știți că s-ar putea sau nu s-ar putea, ci le zice, vindecați, curățiți, scoateți dragi, propăziți Evanghelia. Ucenicii se întorc înapoi și dau slavă lui Dumnezeu și Domnul Iisus le spune, nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Pe urmă mă mut de la Iisus și ucenici apostoli, mă mut la mulțimi sau la biserică. Pe locul mulțimilor putem pune biserica.
întrebarea pe care trebuie să vă puneți și la care trebuie să răspundeți este ce a făcut Iisus și apostolii rămâne normativ pentru biserică? Că asta e de fapt întrebarea ta. Dacă rămâne normativ pentru biserică, impotența bisericii din zilele noastre se datorează unui faliment al bisericii. Asta ar putea fi o problemă. Și atunci frații penticostali ar avea dreptate dacă în mijlocul lor aș vedea ceea ce spun. Ori, iertați-mi, fie eu trei sferturi penticostali, de aceea nu mi-e jenă să vorbesc. Neamurile mele și de o parte și de alta, sunt biserica penticostală, eu merg în biserici penticostale, am fost în biserici penticostale și în turneul în care am fost, îi iubesc un frații mei în Hristos. Dar dacă nu poți oferi ceea ce promiți, trebuie să te lauzi mai puțin cu marfa ta, nu-i așa? Ori, dați-mi voie să spun că nu știu nicăieri, afară de Reading, dacă e adevărat, dar când am văzut ce se întâmplă acolo, știu că atunci când Julie a avut probleme, am primit un mail de la, și voi îl cunoașteți și eu îl cunosc foarte drag, să o luăm repede, să o ducem la Reading, acolo Dumnezeu a hotărât un oraș în care să nu fie boală și acolo sunt vindecări și lucruri extraordinare. Și nici Julie, nici noi, nimeni a zis, nu, mulțumim frumos. Dacă împărăția lui Dumnezeu a trecut cumva pe lângă noi și sunt în alte părți și în alte locuri, dragii, mutați-vă acolo, dar fiți cu ochii deschiși. Eu nu știu dacă aș sta într-o biserică, mă gândesc acum la cea din Reding, doar ce am văzut eu, că nu prea îmi pierd ochii pe lucrurile astea. Dar imaginați-vă trupa de închinare, aveți și voi aici de toate. Văd bine că nu cânt astăzi și stau liniștit și eu. Dar imaginați-vă să vine pastorul într-o geacă de piele, așa frumoasă, și sta să oprească la mulțimile care stăteau după ce s-au închinat. Și să înceapă un fel de incantații. Peace. Și povestea asta să dureze așa, preț un sfert de oră, jumătate de oră. După care să înceapă așa o, să vezi de când prin mulțime. Și m-am uitat foarte de la ochii lui, știi? Și el vedea exact ce se întâmplă. Și interesant, trecea pe lângă unii și, bum, picau jos. Se oprea lângă alții și trecea pe lângă ei, pentru că vedea că n-avea niciun fel de succes la toată povestea. Și stat și m-am uitat și am zis, what in the world is going on? Aș avea nevoie de așa ceva? Răzimii, eram în Ierusalim și erau vineri, nu, erau sâmbătă, cred eu, era sâmbătă și frații aveau liber și atunci se adunau la o adunare și era o biserică luterană, cred eu. Am deschis ușa să intru o biserică, oamenii stau liniștiți în bănci, cânta orga. Dar au trebuit să ies pentru că în anexă au închiriat la frații români. Erau penticostali, baptiști, toți cei moldoveni majoritatea. Și am stat cu ei și după ce s-a terminat adunarea, zice, erau așa de obosit că evrei te storc, nu lasă nici unt în tine, tot. Dacă mergi, îți dau și banii, dar și îți iau viața. Când am ieșit, am intrat înapoi în Biserica Luterană să văd ce se întâmplă. Când am deschis ușa, am rămas înlemnit. Erau niște cerci pe jos, oameni cu picioarele pe sus. Unii plângeau, alții urlau, alții... Stat și m-am uitat la toată povestea asta. Am tras ușa. I was gone. Dragii mei, când citesc Biblia, ce învăț eu din Scriptură este că rugăciunea unui om dă în vileag natura Dumnezeului în care crede. Duceți-l pe muntele Carmel și alegeți. Vă puteți face tăieturi cu săbile, cuțitele, puteți aiura în, dacă ăsta e Dumnezeul tău, Ilie îți bate joc de ei, strigați mai tare, că e sur, că n-aude, că e plecat în călătorie. Uitați-vă la Ilie, la demnitatea lui. Este o simplă rugăciune, restul a făcut Dumnezeu. Trebuie să alegi, sunt o mulțime de lucruri în jurul tău. Și eu cred că răspunsul la întrebarea este normativă vremea aceea sau nu. Să nu vă las doar cu întrebarea.
Dați-mi voie să vă aduc și un exemplu. Eu cred că există o diferență radicală între epoca apostolică și restul bisericii. N-am făcut-o eu, această diferență, această graniță, a pus-o Domnul Iisus. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, Domnul Iisus Hristos vine la ucenici, Toma lipsea. Toma vine la ucenici și spune, am văzut pe Domnul! Zice, wait a minute, dacă nu voi pune degetul și palma mea, nu voi crede. 8 zile mai târziu vine Domnul Iisus, zice, Tomo, vino și pune-ți degetul și palma. Toma se prăbușește la picioarele lui, zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu cred că a pus nici degetul, nici palma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar acum, Domnul Iisus îi răspunde, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu vi se pare că e o nedreptate? Să vezi și să crezi sau să nu vezi și să crezi? Dar textul continuă. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cu alte cuvinte, ce spune Iisus, vremea în care poți pipăi cuvântul întrupat s-a dus. Urmează înălțarea, el a plecat dintre noi. Dacă Dumnezeu îți dă harul să ai un vis cu el, e treaba lui. Și este harul pe care ți-l dă el. Dar dacă vrei să crezi, va trebui să înveți să citești pipăind cuvântul scris, nu cuvântul întrupat. Uitați-vă la câteva exemple și vă las. Lazar și bogatul. Unul ajunge în sânul lui Avram, altul ajunge în iad. Da? Și bogatul strigă, părinte Avrame, mi-așa de sete, trimite-l pe Lazar. Nu se poate, trece de la noi la voi. Părinte Avrame, atunci măcar trimite la frații mei, am 5 frați, să nu vină și în loc acest loc de chin. Ce zice Domnul Iisus? Au pe Moise și prorocii. Dacă nu cred pe Moise și prorocii, nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morți. Nu vor crede. Lasă-mi voi să aduc un alt exemplu. Și astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Voi face ce vreți cu ele. Un alt exemplu. Doi merg spre Emaus, s-au amintit ieri lucrul acesta. Un străin se apropie de ei și începe să le vorbească. Spuneți-mi, era complicat pentru Domnul Iisus să le arate mâinile. Eluandru, era complicat? Nu. L-au recunoscând, aflând pâinea, pentru că și-au scos mâinile, probabil, din... Scriptura spune, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Asta este textul Scripturii. Cum erau împiedicați? Dumnezeu știe. Dar la un moment dat li se deschide chid ochii și el recunosc și el dispare. Dar de ce insistă Domnul Iisus să înceapă de la Moise, de la toți prorocii și în toate scripturile să le tâlcuiască ce era cu privire la el? Dragii mei, dacă mi-aș dori ceva, mi-aș dori să fi fost bater o muscă acolo, să aud lecția asta de cristologia Vechiului Testament. Când mi-a scris lucrarea de doctorat, unul din cititorii lucrării mele a făcut spume la gură. Cum citesc Vechiul Testament cristologic. Spume la gură. Era un liberal. Trebuia să-l întreb. M-a învățat Domnul Iisus să fac chestia asta. De la Moise, de la toți prorocii și să văd în toate scripturile pe Hristos. Da? Toate scripturile pe Hristos. Credința nu poate fi ancorată în minuni. Credința trebuie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum, spuneți-mi, m-aș bucura dacă Dumnezeu mi-ar vindeca ochii? M-aș bucura foarte mult. Cred că o poate face. Încă nu mi-am deranjat biblioteca. Am mii de cărți acasă. Nu pot citi un rând dintr-o carte. Le-am lăsat acolo doar să mă simt că-s at home, unde am fost de când mă știu, între cărți, da? Uitați-vă încă o dată la spirala sărbătorilor. Există un fenomen, s-a întâmplat și la alții, și fenomenul este că pe măsură ce îmbătrânești, simți că moartea bate la ușă. Acum se întâmplă și situații ca și Doru Popa, când ai toate planurile înaintea ta și Dumnezeu spune, come home,
și te duci în 3 secunde, pac, frumoasă moarte. Dar pe măsură ce îmbătrânești, îți dai seama că indiferent cât ai vrut să apuci din Dumnezeu, mai rămân încă enorme spații neexplorate. Și aici se întâmplă un fenomen ciudat. Când simți că se apropie moartea, vrei să accelerezi lucrurile. Să apuci totul. Ori, spirala sărbătorilor mă învață că Dumnezeu nu mi-a lăsat totul aici. Mi-a păstrat ceva și dincolo. Și de-aia mă cheamă mai sus și mai aproape de El. Dragii mei, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Tu adunați cât puteți din Scriptură, din cunoașterea, din înțelegerea căilor Domnului. Este cea mai serioasă investiție. Sunt două lucruri veșnice pe pământ, Scriptura și oamenii. Dacă înveți Scriptura și o pui în viața oamenilor, e mai bun decât aurul și argintul. Invest in gold, invest in silver, astea sunt reclamele în America, da? Din pricina trilioanelor de dolari datorie suverană a statului, în care toate lucrurile se pot face praf ca un balon de săpun. Investiți în lucrurile care rămân. Dar când veți ajunge aproape de moarte și veți simți că n-ați reușit să adunați totul, nu uitați, vă mai așteaptă o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Și eu cred că împărăția lui Dumnezeu pot să îmbuc din ea, să muș din ea, să am din ea, ascultând de Dumnezeu acum, dar nu se oprește aici, ci ea trece dincolo de tavan, la adevărat odihnă. Te rog. 5 cu? 19. Citește tare. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția celorlor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția celorlor. Unul dintre cei mai mici ar putea fi apostolul Pavel, mai mult, Domnul Iisus. Avea două capete principale de acudare, că se face în Dumnezeu și că dezlega sabatul. Cuvântul acela înseamnă a desfința, că în cap, viola. Poruncile acestea, cele mai mici, sunt toate cele mai mici porunci din cele 600 și ceva. 13. Sunt aceste porunci pe care El le menționează și le ridică mult mai sus, cum ar fi să nu... Dar, în primul rând, uită-te la text, la contextul respectiv. N-am venit, versul 17, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Ce spune Domnul Iisus? Păi, în primul rând, dacă mă uit la viața lui personală, deși a fost ispitit în toate lucrurile ca și mine, a fost fără păcat. Poate cineva să-l acuze pe Domnul Iisus de vreo călcare de lege? De o stricare a legii? Nu. Ăsta ar putea fi un sens. Al doilea sens. Am venit să împlinesc legea. Dacă a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a vorbit în toate scripturile ce era cu privire la el, înseamnă că tot Vechiul Testament arată spre Domnul Iisus. Și atunci sensul acela din Roman 10 cu 7, Hristos este împlinirea, telosul, ținta legii, înseamnă că toată legea se împlinește în El. N-a venit să o strice, ci să o împlinească în sensul acesta. Da? Să o împlinească în sensul acesta. Dar odată adunată în Hristos, El vine și desfințează tot ce a împlinit. Da? Desfințează în ce sens? Noi nu mai suntem sub jurisdicția Vechiului Legământ. Vechiul legământ este desfințat, bătrân aproape de pieire, scrie autorul Evreilor, da? Noi nu mai primim nimic. De aceea, dacă cineva vrea să fie socotit neprienit prin lege, s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Eu nu mă pot întoarce înapoi ca prin meritele mele să-L impresionez pe Hristos. Când Pavel spune în ce privește legea neprihănit, trebuie să auziți cuvintele lui în sensul rabinic al vremii respective. Cu alte cuvinte, ei aveau rânduierile lor, care mai târziu, în una din sesiuni, voi vorbi poate despre cele 5 principii ale rabinilor și, printre altele, voi vorbi despre cele 2 tore în care orice rabin
fariseu crede, da? Tora orală și Tora scrisă. Tora orală a devenit mai importantă ca Tora scrisă și este pusă în scris mai târziu în Mișna. Dacă citiți Mișna, un tom așa mare, vă veți cruci să vedeți la ce au ajuns vieții oamenii. De sabat, de pildă. Da. În sabat puteai să faci un drum de sabat. 1000 de pași era un drum de sabat. Dar să presupunem că aveai afaceri și trebuia să mergi 5000 de pași. Well, sau dânăt rabinii să găsească o soluție. Cum pot să fac 5000 de pași în ziua de sabat fără să fiu vinovat înaintea Dumnezeu? Unde i-a venit o idee? Poți să faci 1000 de pași de la casa ta. Pentru că sabatul era o sărbătoare de familie, termineai în casa ta și puteai să faci 1000 de pași de la casa ta. Și atunci, în ziua precedentă sabatului, îți trimiteai copilul cu o oală cu mâncare. Și făcea, număra 1000 de pași, după care lua un pic de mâncare și punea sub o piatră și mai număra 1000 de pași. Și lua un pic de mâncare și punea sub o piatră și mai număra 1000 de pași. Și când termina tot drumul, venea acasă și tată, no problem, e liber. Și omul se ducea, se oprea lângă piatră, o ridica, gusta un pic din mâncare respectivă, zice, slavă Domnului că sunt acasă, acum pot face 1000 de pași. Când citiți Mișna și vedeți ce au făcut ei cu sabatul pe care Domnul Iisus a venit să-l desfințeze, practic, el a împlinit sabatul, nu l-a desfințat. Sabatul avea un singur rol. Să lași ale tale, să-ți găsești desfătarea în Domnul, așa-i? Ori el, prin tot ce a făcut, a atras atenția asupra sa, asupra Domnului sabatului. Practic, a încercat să redea funcția sabatului, călcând forma pe care ei au gândit-o. Aceleași lucru sunt în Mișna, capitole întregi, diverse reguli de conduită. Cum să te despați de nevastă ta? Mama mia, ce găsiți acolo? Ei, astea sunt întrebările pe care Domnul Iisus le primește. De ce a îngăduit, de ce a poruncit Moise să-i se dea o carte de despărțire? Domnul Iisus le spune, din pricina împietririi inimii voastre. De la început n-a fost așa. Și atunci am acest aspect. Acum, dacă eu sunt sub jurisdicția noului legământ, de ce am spus că vechiul legământ se desfințează, desfințează cu decalog cu tot? Și în felul ăsta am scăpat de porunca a patra. Tot ce a dorit Dumnezeu să reitereze în noul legământ, găsesc acolo. Și am toate poruncile, afară de porunca a patra. Eu sunt jurisdicția noului legământ. Astea sunt poruncile pe care eu trebuie să le ascult. Și Domnul Iisus le adună într-una singură. Da. Să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Noi tocmai asta o călcăm. Și ne întoarcem unul unul spre alții și ne vorbim de rău unii spre alții și ne spărțim unii de alții și creăm toate schismele posibile în împărăția lui Dumnezeu. Acum, siguranță că ți-ai frământat timp de știu mai mult decât mine cu problema asta și poți să-mi spui ce gândești tu despre cel mai mic și cel mai mare? Să răspund din întrebare. Dar ai vorbit mai devreme sora noastră a întrebat despre minuni. Dacă Apostolul Pavel a spus în 2 Corinteni 12:12, semnele unui apostol le-ați văzut în mine în tare, cu tare, cu tare. Deci ce spun unii, inclusiv marele nostru, fost baptist, că Evanghelia de plină este numai dacă aplicăm 10 cu 8 din Matei, mergeți și vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși. Îți spun de ce. În dezbaterea pneumatologică în teologie, ai două perioade esențiale în dezbaterele teologice. Prăbădirea mântuirii și aplicarea mântuirii, ca să nu folosesc altă terminologie. Există o vreme în care Dumnezeu plămădește mântuirea și o încheie și pe urmă împarte mântuirea la toată istoria asta.
ca să împlinească legământul davidic. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Acum, disputa mare pneumatologică este legată de rusalii. Care e locul rusaliilor în tot acest proces al lui Dumnezeu? Rusalii țin de istoria bisericii sau țin de perioada plămădirii bisericii? Historia salutis sau ordo salutis este terminologia. Când s-a născut biserica, ne-am discutat lucrurile astea cu voi. De obicei, oamenii spun ziua de Rusalii s-a născut biserica. Dragii mei, ziua de Rusalii erau peste 500 de frați la care s-a redat Hristos, din care cei mai mulți erau încă în viață. Biserica s-a născut în seara învierii. Tot ce avem, avem prin învierea lui Hristos, nu prin pogorârea Duhului Sfânt. Prin învierea lui Hristos s-a născut biserica și timp de 40 de zile Domnul Iisus a stat cu ei până s-a luat învierea lui pe ei și în timpul ăsta îi sporovăiau și oamenii se întorceau și erau peste 500 de frați, spune Scriptura, în ziua de Rusalii. În ziua de Rusalii începe lucrarea publică a Duhului Sfânt. Până în ziua de Rusalii, Dumnezeu era capitanul, Duhul Sfânt era secundul. El a dat porunci prin Duhul Sfânt ucenicilor săi. Începe și intră în perioada Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt devine number one. Pentru că este perioada lui în care Duhul lui Dumnezeu convinge oamenii vinovați de păcat, neprihănire, judecată și așa se lărgește biserica prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar acum, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că rusaliile țin de istoria bisericii. Nu țin de istoria plăvădirii mântuirii. Și Martin Lloyd-Jones spune care a păsit exact același lucru cu spirala aceasta. La bătrânețe el a studiat foarte mult trezirile spirituale. Și el vine și spune în cartea lui Joy Unspeakable. El vine și zice, este tradusă și în limba română, Bucurie de nedescris sau nu știu care e titlul, că nu poți explica trezirile spirituale decât printr-o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt. Și el ia textul din Ioan și spune, a suflat peste ei Duh Sfânt. Acum, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat, imaginați-vă un pliculeț cu ceai care îl moi în apă fierbinte. Ce se întâmplă? Difuzează în toată apa. Enfuzao. Da? Ăsta este termenul. Îl găsești în Septuaginta în două texte. Genesa 2:7 și Ezechiel 3:7. În Genesa 2:7, Dumnezeu suflă în boțul de tine suflare de viață și el devine un suflet viu. În Genesa 3:7 ai poporul lui Dumnezeu ca o vale de oase. Poporul lui Dumnezeu ca o vale de oase. Va putea oare, știți povestea, când vine Duhul lui Dumnezeu, oasele se adună la oaltă, se pune piele, vine și se ridică și devine o armată puternică pentru Domnul. Dar acum dacă mă uit la zilele noastre și când mă uit la cum arată biserica, nu știu dacă arată ca o armată puternică pentru Domnul sau ca o vale de oase. Ma, nu sunt eu judecătorul, îți dau verdicte, dar nu e foarte complicat să zicem, arătăm mai degrabă cu o vale de oase. Dragii mei, avem nevoie de o revărsare a Duhului Sfânt proaspătă peste noi. Dar când va veni El? Pe lângă faptul că se vor pocăi, ca s-a întâmplat între zilele spirituale, pocăința oamenilor, au venit să-și plângă păcatele, au venit la Hristos, biserica a început să lărgească. Scriptura spune, nu, voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Eu cred că dacă Duhul lui Dumnezeu a venit să este avocatul lui Hristos, nu al nostru, avocatul lui Hristos în inima noastră, Duhul Sfânt nu are de împărțit nimic cu mine, are o singură slujbă să pregătească pentru Hristos mireasă sfântă, asta e treaba lui. El mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Avocatul nostru este Domnul Iisus, noi cu El vorbim. Domnul Iisus vorbește cu Duhul Său din inima noastră. Și atunci, întrebarea mea este, care-i dorința, năzuința, dragii mei? Va veni o zi când El va trebui să prezinte biserica înaintea cerului întreg și înaintea lui însuși, ca mire, sfântă, fără prihană, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Imaginați-vă momentul acela. Mireasa lui îmbrăcată în insubțire, alb și curat, inul subțire, nu sunt trupurile vindecate, ci sunt faptele neprihănite ale Sfinților.
Nu vreau să vorbesc mai mult, deschideți-vă ochii și uitați-vă. Dragii mei, de foarte multe ori, de foarte multă vorbăraie despre Duhul Sfânt. Întrebarea mea este dacă, de ce Duhul Sfânt în Biblie e totdeauna numărul 3? Nu că e mai puțin decât Tatăl și Fiul, ci sunt coeterni, în esență, dar rolul lui este să-L proslăvească pe Fiul, rolul Fiului este să-L proslăvească pe Tatăl. Acolo unde Duhul Sfânt este liber să-și facă lucrarea în termenii Lui, nu în termenii noștri, Domnul Iisus este proslăvit. Lucrarea Lui este ridicată. Căile Domnului sunt în atenția noastră. Dar oricum v-am luat o jumătate de oră din pauză. Nicule, mai ai o întrebare, cred că. Ce puțin? Tu ești Petru și pe această cărță voi zici biserica mea. Îți voi da cei de locuri orice vei lega pe pământ, va fi legat în cerul. Și orice vei lega pe pământ, va fi legat în cerul. Ajungem în capitolul 16 și vom discuta despre asta. Am scăpat. Haideți să încheiem. Mulțumim pentru dimineața asta. O să treacă un coș pe lângă noi, pe lângă fiecare, în momentele următoare. Vă aduc aminte de câteva lucruri. Aici sunt cărțile. După masă ne vedem cu ajutorul Domnului și dacă ne ținem viață, de la ora 5 și continuăm până în jurul orei 8 și de asemenea ne întâlnim cu ajutorul Domnului, tot așa dacă El ne ține în viață și ne dă putere, mâine dimineață de la ora 10 în cadrul serviciului de dimineață al bisericii. Aș vrea să încheiem momentele astea cu rugăciune și rog pe fratele Nelu Balaș să ne conducă în această rugăciune. Haideți să ne ridicăm. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, cu mulțumire pentru aceste clipe sfinte pe care le-am petrecut în prezența Ta, hrănindu-ne sufletul din cuvântul Tău. Mulțumim pentru onoarea care ne-ai făcut-o ca Fiul Tău iubit să pășească pe pământul nostru și să ne spune că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Îți mulțumim pentru extraordinara chemare care ne-a făcut-o să intrăm în această împărăție și îți mulțumim pentru tot acei care am fost trudiți și împovărați și am auzit chemarea și am răspuns chemării și am ajuns la odihna. Ajută-ne acum să înțelegem onoarea care ne se face și privilegiul și responsabilitatea de a lua jugul Tău pe umerii noștri și ajută-ne în ascultare de legile și poruncile Tale, care sunt principii de viață pentru noi, dar care înseamnă și o prostăvire a numelui Tău, înseamnă și o mărturie pentru lume și o ducere a Evangheliei Împărăției mai departe, dar înseamnă și o răsplată cerească. De aceea ajută-ne să ne punem la dispoziția împărăției, pentru lărgirea împărăției în casele noastre, pe ulițele noastre, în localitățile unde Tu ne-ai așezat, pentru ca gloria Ta să fie manifestată pe pământ și noi să ne bucurăm în împărăția Ta de gloria Ta veșnică. Amin. Nu uitați și care sunteți dintr-o altă localitate, aveți întâlnire aici cu Dan Fizădean, prezbiterul bisericii noastre. Pentru că ați fost binecuvântați, mergeți și fiți o binecuvântare.